Stimați colegi, bună ziua și vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să participați în cadrul ședinței de astăzi a unui Consiliu științific specializat care a fost instituit pentru această susținere. Cum început, vreau să vă prezint faptul că de rol principal al acestei ședințe va fi domnul Augustin Napu, prezent în fața domniilor voastre. Există pretendent la titlul științific, doctor în științe economice la specialitatea 52102 economie mondială, relații economice internaționale. În urma studiilor doctorale pe care le-a realizat aici în cadrul ASEM-ului, școala doctorală ASEM, definind o teză de doctorat cu tema creșterea competitivității și rezilienței economice a Republicii Moldova ca factor de consolidare a securității economiei naționale. În calitate de conducător științific, domnul Ignatiu Augustin Albu, de doamna profesor universitar și doctor abilitate, Natalia Lovanov, care în baza regulamentului în vigoare exercită și o funcție mai deosebită în cadrul acestei ședințe, cea de a fi responsabilă de toate lucrările de secretariat. Vreau să vă zic că prin ordinul rectorului ASEM a fost confirmată conferința Consiliului Științific al ASEM pentru susținere publică a tezei de doctor în științe economice a domnului Ignatiu Augustin cu tema creșterea competitivității și rezilienței economice a Republicii Moldova ca factor de consolidare a securității economiei naționale, la specialitate deja anunțate, în următoarea conferință. Grigore Gheorghiu, profesor de abilitate și mulțumesc pentru această oportunitate pe care mi-a oferit cu ce am decis. Doamna Lobanu Natalia, producător de doctorat, doctor de abilitate, profesor universitar, specialitate și științe 52102 economie mondială, relații economice internaționale, SEM, în măsura în care se cere să facem și unele aprecieri pentru cei care au fost confirmați în componența Consiliului, că în mărturisesc faptul că și persoana mea are un șir de publicații în domeniul respectiv și posibil competențele necesare pentru a evolua o teză de doctorat, la fost și doamna Lovanu, fiind în cadrul, de fapt, în cadrul departamentului de și internațională, cum se numește departamentul dumneavoastră, are un șir de publicații științifice în domeniu și corespunde care corespund conținutului tezei în care se susține și în calitate de referență oficială a fost aprobat un profesor universitar, doctor în abilitate în științe economice, profesor Boris, la specialitatea 52102 economie mondială, relații economice internaționale, ASEM, dar are și două specialități pe care le deschidem. Și a doua de 01 a fost indicat aici, a fost promis în măsura în care teza se referă și la acest domeniu al științei economice. Domnul profesor este unul la fel de lucrurile științifică și științei curătate care impresionează că nu foarte mare publicate științe. Și unul foarte mare comentă și la lucrările domniei sale în domeniu. Domnul Iurii Cotenco, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, nu se reprezintă și se poate 5.1.52 economie mondială, relații economice internaționale, activează de multe vreme în cadrul departamentului de profil la Universitatea Liberă din Capitolul Moldova, dar și în cadrul ASEM-ului, având tangențe foarte mari în activitatea științifică cu domeniul în care s-a mai întâmplat cu susținerea teza, și la fel domnul Boris Corinski, doctor cu finanțarea universitară, specialitatea științifică 5.1.02, economie mondială, relații economice internaționale, care avea în care universității de stat din Republica Moldova, la fel, în dosar sunt incluse lucrările științifice și ale fiecărui membru al Consiliului, care denotă că sunt relevanți pentru susținerea acestei teze de doctorat. Trecem în baza regulamentului în vigoare, de care trebuie să ne conducem și astăzi, pretendentul sub supravegherea conducătorul științific a prezentat un dosar cu toate actele necesare de organizare și susținere tezei,
În dosar includ dosarul de copare, documente, acte, dutezi, primul document se referă la ordinul pedepse mai directă la Sfântul de Dumnezeu, aprobarea conținenței Consiliului de Știință de Specialitate în susținerea tezei respective. Dosarul conține informații privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Susținere Publică în tezei de doctorat pentru fiecare persoană în parte, care se referă la domeniul în care este înaintată pe susținere. Teza nu cred că este cazul la punctul prezent de numirile lucrările științifice pentru fiecare persoană, au fost examinate, verificate, aprobate, prezentate, anexate. Nu știu în ce măsură trebuia să fie inclus aici certificatul care confirmă că Sfântul Marcu și-a propus tot din cadrul și fără doctorarea său, dar este inclus în vista regulamentul nostru intern, în funcție de la acestul, asta a fost o evidenție noastră, pe care o certificate și ne-a înțeles că a fost o evidenție foarte reușită și în favoare celor care fac studiile doctorale. Trebuie următorul conținut al dosarului ține de lista lucrărilor științifice în tema tezei care aparține pretendentului la titlul științific al Augustinului Nator. Este o listă de publicații științifice care impresionează, vreau să vă recunosc lucrurile astea, măsura în care, în câte mă amintesc, Augustin s-a implicat în aceste discuții și pare că este studentul asemenea și de licență. S-a masterat la fel pentru că atunci lucrurile publicate de vizii de prescriptiv. Sunt perfect din parmanez, am găsit prin student încă posibilitate de a conlucra, colabora cu cadre științifice și învași educate de fapt. Nu ce și-a permis să prezinte astăzi o listă cu lucrările științifice foarte impunătoare, inclusiv dacă ne amintesc eu, 11 dintre ele sunt în reviste cu toate Web of Science și Scopus. Are rost să mă refer la conținutul listei de lucrări științifice, deci nu sunt pe continente, articole din reviste științifice Web of Science și Scopus, le văd aici la 11 sau în anul și pe continente, reviste de note, bază de date acceptate de pe plan acel. Așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lucrări științifice și pretendent în reviste care sunt editate aici în ASEM, Economica, Studii Europene și altele, de genul ăsta, în reviste din Registrul Național al Revistelor de Profil. Revista Economica, una o publicație. Și articolul lucrării de conferință și alte manifestări științifice, văd aici prezentate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și alte revise și materiale publicate. Cu două, nu, bine, este un număr infinitor de lucrări științifice și corespunde totul, depășește cu mult cerințele minim necesare pentru inițierea procesului de susținere tezei de doctorat. Deci, mai departe, este anexat avizul la teza de doctor în științe semnat de către Comitetul Științific cu doamna profesor Natalia Lovanu, probabil că din ei va participa în discuție, nu are fost să reprezint aici conținutul acestui aviz. Procesul verbal de data de 19 iunie 2023 al ședinței Comisiei de Îndrumare privind susținerea tezei de doctor elaborată de către Augustin Ignacu, când s-a reteză a fost recomandată de susținere, care sunt obiecțiile și alte momente vor fi de date ulterior. Este anexat tabelul privind luarea în considerare a obiecțiilor și propunerilor membrilor Comisiei de Îndrumare.
Dacă ustele vreau că va prezentat opinia dânsului la fiecare obiecție care a fost obiecție de contare care se impus în acest tabel, este anexat certificatul de analize care putem rezultat de analize antiplagiat. Ce sunt 0,03, al doilea 14,00, al treilea 0,5%, sunt primești individuale. Noi nu prea avem teze cu asemenea rezultate de analize antiplagiate. De un moment cunoșteam că raportul ăsta, analize antiplagiate, și nu ne-am chiar eu, cu doamna profesorului orașului, doamna profesorului așa, că un stil mai de-al lui, nu prea uneori cea mai științific vocabular, îl folosește așa cum se face de obicei, că văd undeva legea, că doamne a confirmat, deci că asta e motivul în care plagiatul este apreciat ca și 0%, eu nu cunoșteam ieri, încă nu cunoșteam acest rezultatul acestui raport. Avem aici dosară avizele la teze semnate de către referențe oficiale, confirmați pe această ședință domnul profesor Struga, domnului Protenco, în care date când a fost prezentat acest viză, confirmat prin instituție și la fel avizul semnat de domnul Doris Corecție, la versul original, unde a fecilor de avale, ca să-i 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 original, ca să fie un exact apare și întrebări suplimentare. Trebuie aici un anexat un aviz la rezumatul tezei, dar dacă îi cunosc eu nume, sunt obligatorii sunt obligatorii, nu știu cum o să ceva. Din loc că trebuie la aviz semnat de domnul Roman Dupo, care este doctor în științe economice, nu cunoaște domnul Dupo, nu știu cum activează și a făcut bine să ne indice aici. Este lider angajat sau activează într-o universitate sau ce am zis ce pare, nu văd nicio informație, ce nu văd nicio informație. Nu am chiar un informat, un antreprenor, tot pe absolvent o sim, și de fapt, cum e mondială, el ați economic și internațional, nu știu. Da, așa, nu-i mai de trece, dar așa scrie în raport. Nu-i ce, probabil că e recomandă, dar nu-i indicat nimic în aviz. În doilea sima de doamnă Natalia Poșile, doctor, conferențar la universitate, la universitate de stat, nu doamnă, nu doamnă Poșile, ce-a plecat în sine? Doamna Poșile a fost mie profesoară în lecții practice, nu-i profesor. La și au trei avise mari, doamna Elena Cosento, doctor în științe economice, directorul societate comercială Amtel Tech-Pac. Ce reprezintă? Trebuie de citit ce este indicat pe Amtel. Decizia comisie, asta proiectul decizie, da? Da. Care urmează să o aprobăm astăzi, probabil, la asta este. Este sincer documentul care urmează să o completăm în astăzi, mă domnul subținere de tezis. Mă spune aici, vreau să vă întreb dacă toate actele prezentate corespund cedințe regulamentului. Care vreau să vă întreb dacă aveți întrebări, clarificări pe care le doriți să le poate lua în ținutul dosar. Domnul profesor, vreau să întâlnim ajutorul de bine, dacă vreau să atunci mergem mai departe și conform scenariului pe care ne conducem, vreau să-l rog pe domnul Augustin Ignacu să ne prezinte succint conținutul tezii de doctorat în realitate spre susținere. Vă rog să vă repădați de dorit în limite
volumul de deșeuri este elevat, 20 de minute, 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 sunt profund recunoscător cu prezența dumneavoastră și atât cu marele care să vă prezint prezența mea mai multe. Dar nu știu la de creșterea competitivității și reziliență economică de fizicii. Ca factor de consolidare a securității economiei. Înainte de a începe, vreau să-mi exprim profunda mea recunoștință către lucrătorii din Institutul sau profesor. Mulțumați, profesor, dumneavoastră, la care mulțumesc din toată inima. Structura tezei este următoare. În capitolul numărul 1 se discută aspectele teoretico-metodologice a competitivității și reziliență economice ca factor determinant al securității economiei naționale. În capitolul 2 se efectuează o evaluare comparativă a competitivității și reziliență economice a economiei. Iar în capitolul numărul 3 se discută măsuri de consolidare a competitivității, rezilienței și securității economice a Republicii Moldova în baza unei analize economice detaliate. Contextul regional și internațional al țării noastre este unul foarte complicat, în timp faptul că doi dintre cei mai importanți parteneri economice sunt noastre, în Ucraina și Rusia, sunt în război, acest lucru având efecte economice negative destul de puternice, mai există și un șir de probleme interne accentuate și anume și persistente în timp și anume nivelul ridicat de sărăcie, nivelul ridicat de emigrare și nu zâmbul de lucru. Mai mult de atât, economia este relativ mică din punct de vedere internațional, ceea ce asigură oportunități relativ limitate pentru business-ul și local. Mai este și o necesitate în creștere în ceea ce ține standardele competitive, având în vedere procesul accelerat de integrare în Uniunea Europeană. Problema științifică pe care se confruntă această piesă este conceptualizarea teoretică a relațiilor dintre competitivitate și reziliență economică și securitate economică. Nu știu aceasta, este și o necesitate de a fundamenta aceste relații teoretice identificate prin justificări amoniții economice. Scopul cercetării este definirea unui cadru strategic național al securității economice a Republicii Moldova și determinarea instrumentelor relevante de politică economică de promovare. Obiectivele specifice ale cercetării sunt următoare. Stabilirea cadrului conceptual teoretic al securității economice. Identificarea principalelor schimbări regionale și globale și estimarea impactului potențial al acestora asupra securității economice. Obiectivul numărul 3 este evaluarea competitivității economice a Republicii Moldova prin intermediul mai multor factori, atenție deosebită fiind acordată mediului de afaceri, capacităților antreprenoriale și inovaționale, ca fundament al competitivității. Obiectivul numărul 4 este asigurarea unui fundament statistic, matematic și economic, care a facilita înțelegerea dependenței dintre competitivitate și reziliență de o parte și securitate economică. Obiectivul numărul 5 este analiza principalelor măsuri care pot fi întreprinse pentru a ridica competitivitatea și reziliența țării în contextul schimbărilor identificate. Această teză formulează trei ipoteze de cercetare. Prima, competitivitatea și reziliența economică sunt factori fundamentali care determină consolidarea securității economiei naționale. Un mediu de afaceri competitiv și bine dezvoltat poate ajuta Republica Moldova să înregistreze o creștere economică ridicată și astfel un nivel de securitate.
Reziliența este un factor care poate ajuta mediul antreprenorial și economia în întregime să reziste fluctuațiilor economice și altor evenimente negative ce afectează economia națională. Metodologia cercetării științifice este următoare. Cercetarea este una aplicată, bazată pe date empirice, ce construiește modele economice. Analiza este structurată în trei etape principale. Ca prima etapă a analizii, se evaluează performanța comparativă a Republicii Moldova în materie de competitivitate economică și reziliență. Ca a doua etapă, se stabilește relația de corelație cu efecte fixe statistice dintre competitivitate și reziliență economică pe de o parte și securitatea economică pe de altă. A treia etapă stabilește ordinea priorităților pentru consolidarea securității economice în baza interpretării rezultatelor economice. Noutatea și originalitatea științifică a lucrării este următoare. Cercetarea abordează securitatea economică prin prisma rezilienței și competitivității economiei naționale. Studiul pune accentul pe competitivitatea mediului de afaceri și reziliența economică a acestuia ca fundament al securității economiei. Studiul dezvoltă un cadru sistemic care analizează mecanismele de interacțiune dintre diversi factori sociale și influența acestora asupra mediului antreprenorial și a performanței acestuia. Studiul are un mod comprehensiv de analiză a interdependenței dintre factorii socioeconomici, politici și geopolitici și impactul lor asupra creșterii economice a Republicii Moldova. Ca atare, cercetarea vine să completeze sistemul existent care abordează securitatea economică prin prisma dimensiunii politice și prin prisma dimensiunii relațiilor internaționale. Rezultatele științifice principale care se propun spre susținere sunt următoare. Au fost formalizate și analizate modele econometrice ce evaluează impactul competitivității și rezilienței asupra securității economice a Republicii Moldova. 2. A fost evaluată performanța țării ce ține de competitivitate și reziliență. 3. Au fost calculate corelațiile cu efecte statistice fixe dintre competitivitate, reziliență și securitate economică. 4. Au fost identificate câștigurile economice pe care Republica Moldova le-a putea obține dacă aceasta și-a îmbunătățit competitivitatea și reziliența economică. 5. Au fost formulate recomandări pentru îmbunătățirea performanței și securității economice a Republicii Moldova. Doresc să menționez că această teză are la bază contribuțiile mai multor autori internaționali și naționali. Și-aș dori să subliniez în primul și primul rând că teza se folosește de analizele și concluziile academicianului și profesorului universitar, domnul Perosteșnic, domnul Hector, și a conferențiarului cercetător, domnul Corin. Aceste rezultate și analize au fost publicate în mai multe ediții ale renumitului raport de competitivitate global elaborat de Forumul Economic Mondial. Ideile generale despre bază teoretică stabilită în urma analizei în totalitate a literaturii sunt următoare. Se subliniază dependența securității economice a țării de competitivitatea și reziliența economiei naționale. Se determină rolul sistemic al mediului de afaceri ca fundament al dezvoltării economice. Se definesc căile prin care competitivitatea și reziliența afectează securitatea economică. În figura 1.7, se efectuează o sinteză a analizelor literaturii. Și în primul rând doresc să subliniez faptul că
Securitatea economică reprezintă un spațiu economic flexibil în care antreprenori și alți agenți economici pot dezvolta afaceri într-un mod flexibil fără a întâlni diverse riscuri majore. Competitivitatea, reziliența sunt doi dintre cele mai importante lucruri în această perioadă. Iar statul determină eficiența interacțiunii dintre toți acești factori. Competitivitatea se reflectă în primul și în primul rând de disponibilitate capitalului material și tehnologie și capitalul și resursele umane disponibile în cadrul economiei. Iar reziliența reflectă disponibilitatea rezervelor financiare și de materiale și de alt ordine pe care antreprenorii și alți agenți economici le au și un impact potențial al factorilor exogeni asupra sistemului de relații existente, ilustrat de această figură care stilizează relațiile teoretice identificate. Teza formalizează și analizează 63 de ecuații econometrice în această privință. Ce voi exemplifica prin exemplul econometric 63. În acest model econometric, securitatea economică este reflectat prin PIB-ul pe cap de locuitor. Iar competitivitatea și reziliența economică a unei economii se reflectă prin 6 dimensiuni instituționale, și anume performanța în termeni de voce și responsabilitate, performanța în termeni de sănătate politică, performanța în termeni de eficacitate, calitatea mediului regulatoriu, controlul corupției. Având în vedere toate interacțiunile dintre aceste 6 funcții și efectele statistice fixe. În urma analizei calitative efectuate, se determină că pe dimensiunea competitivității economice, Republica Moldova întâlnește următoarele puncte, și anume, mărimea economiei și a pieței economice, capacitatea redusă a țării de inovare, performanța instituțională relativă, capitalul și resursele umane în creștere, infrastructura s-a dezvoltat, relativ s-a dezvoltat. Punctele forte sunt unele aspecte legislative, în mare parte ceea ce ține de înființarea unei afaceri. La fel, punctele forte sunt relațiile cu Uniunea Europeană, care este pe departe cel mai important partener al țării în ceea ce ține finanțare, comerț și asistență în reformă. Oportunitățile sunt nemijlocit de o cooperare mai strânsă și mai adâncă cu Uniunea Europeană și de reformele economice pe care noi putem să le facem pentru a mări libertatea antreprenorilor și de a reduce presiunea administrativă. Riscurile sunt nemijlocit legate de o potențială escalare a războiului dintre Ucraina și Rusia și corupția internă sau performanță instituțională. Pe dimensiunea rezilienței, în urma analizei calitative, se determină că punctele slabe sunt expunerea sectorului la riscurile finanțe, consecințele economice ale războiului dintre Ucraina și Rusia, rezervele financiare relative, descreșterea calității capitalului și resurselor umane de pe urma emigrării masive a populației, costurile de afaceri sunt mari, pe interlocuțări relativ mari, iar acest lucru determină productivitate economică, care nu are consecințe economice. Cu aceasta există și un nivel relativ mic de urbanizare, care are și eu un impact relativ nefavorabil asupra dezvoltării. Punctele foarte sunt, vor important, relativ important în Republica Moldova, în lanțuri internaționale de aprovizionare, datorită poziției geografice favorabile și oportunitățile sunt nemijlocit legate de o cooperare mai strânsă a țării noastre cu Uniunea Europeană, care asigură finanțare, comerț, oportunități de comerț
și reforme. Oportunitățile și riscuri sunt aceleși ca și la competiție. Sunt prezentați 68 de coeficienți econometrici calculați și voi exemplifica prin tabelul 3.36. În cadrul tabelului 3.36, în columnița numărul 1, este prezentat un model econometric care definește securitatea economică prin mărimea tipului tabelului. Iar performanța în termeni de competitivitate și reziliență se reflectă prin intermediul a 6 dimensiuni instituționale. Și anume, performanța în termeni de voce și responsabilitate, stabilitate politică, eficacitatea guvernării, calitatea mediului regulatoriu, calitatea statului de drept, calitatea de control a corpului, având în vedere toate interacțiunile dintre acești instituții, dintre aceste dimensiuni instituționale, care sunt 36 la urmă, și efectele de țară statistice fixe. În urma analizei, voi discuta ulterior interpretarea acestor parametri. Am analizat la fel și alte dimensiuni secundare de performanță instituțională și se reflectă performanța în termen de competitivitate și rezistență. Spre exemplu, aduc doar câteva poziții, și anume performanța educațională, performanța în termeni de protecția proprietății intelectuale, performanța în termeni de protecție tehnologică a țării, performanța inovațională generală a țării noastre. Acum doresc să explic interpretarea coeficienților econometrici, identificați, de exemplu, ca urmare a analizei prezentate în tabelul 36, se poate spune cel mai mare impact pozitiv în ceea ce ține performanța instituțională asupra securității economice este cea a statului de drept. Dacă am fi să reflectăm acest indicator, el are un impact pozitiv al PIB-ului respectiv asupra securității economice, care este cu aproape 70% mai mare ca al celorlalte dimensiuni instituționale. Astfel, dacă am reușit să creștem statul de drept, performanța în termen de statul de drept cu 10%, acest lucru ar mări PIB-ul doar cu 10%. Acest lucru ar mări PIB-ul Republicii Moldova cu circa 325 milioane de dolari, ceea ce este o cantitate destul de semnificativă. Deci, capacitatea guvernanței, calitatea mediului regulatoriu, controlul corupției au și ele efecte economice destul de semnificative. O îmbunătățire similară de circa 10% a acestor dimensiuni instituționale ar aduce 250 milioane de dolari SUA la PIB-ul pe care ceea ce este interesant pentru mine, că performanța în termeni de voce și responsabilitate are un impact negativ asupra, un impact direct negativ asupra nivelul de securitate economică. Și sunt mai multe explicații. Însă, ceea ce este la fel de interesant, că performanța în termeni de voce și responsabilitate are un impact indirect prin intermediul celorlalte dimensiuni instituționale pozitiv. Adică, dacă noi îmbunătățim performanța în termen de voce și responsabilitate, acest lucru poate direct are un impact pozitiv, însă ajunge, de exemplu, prin dimensiunea stabilității politice sau prin dimensiunea calității statului de drept, să avem o performanță economică, o securitate economică mai mare. Pe exemplu, acest lucru este confirmat prin analiza economică, prin rezultatele analizei economice prezentate în tabelul 3.23, unde se vede că pe interacțiune dintre indicele de performanță în termeni voci și responsabilitate, interacționat cu performanța în termeni de calitatea mediului regulatoriu, are un impact pozitiv asupra nivelului, ceea ce susține deducțiile mele științifice pe această dimensiune.
Având în vedere că resursele economice ale Republicii Moldova sunt foarte limitate, trebuie să elaborăm o ordine de priorități, care noi trebuie să ne concentrăm ca să înregistrăm un nivel de competitivitate și reziliență mai mare și respectiv un nivel de securitate economică mai mare. În primul și în primul rând, trebuie să ne preocupăm de întărirea și îmbunătățirea calității respectării statului de drept. Și pe urmă, celelalte dimensiuni. Deoarece statul de drept, cum am mai spus anterior, are un impact care este cu aproape 70% mai mare ca al, de exemplu, mediul regulator sau ca și cetățenii. Care vin următoare. Dimensiunile instituționale care reflectă competitivitatea și reziliența secundare, anume, extrem prin doar câteva exemple. Rolul sistemului educațional, rolul protecției intelectuale, rolul de nivelului de pregătire tehnologică. Dacă am reușit să îmbunătățim performanța țării cu 10 poziții în rankingurile internaționale, acest lucru a urmărit PIB-ul Republicii Moldova cu 5, 7, 10 milioane. Ceea ce este destul de important pentru a face. Astfel, teza vine cu următoarea ordine de priorități a direcțiilor secundare instituționale, dar anume performanța în termen de protecția proprietății intelectuale, pregătire. Modelul inovațional general. Concluzie. Securitatea economică depinde de competitivitate și reziliență. Întâi să demonstrat teoretic, apoi să confirmat economic prin intermediul a mai multor indicatori. S-a determinat utilizând o analiză comparativă calitativă că Republica Moldova dispune de un nivel de reziliență și competitivitate economică relativ în contextul european. Cea mai mare provocare pe lângă consecințele războiului dintre Ucraina și Rusia este performanța instituțională relativ redusă, iar nivelul de birocratizare care este relativ mare în contextul internațional și implicarea sectorului public prea mult în afaceri, amplifică această ineficiență instituțională. Fără un mediu de afaceri competitiv și rezilient, țara nu se poate dezvolta într-un sistem al economiei de piață. De aceea, sunt necesare un șir de reforme cuprinzătoare, care ar targeta în primul și în primul rând calitatea statului de drept, ceea ce ar îmbunătăți nivelul de securitate economică. Uniunea Europeană reprezintă pe departe cel mai important partener economic țării noastre în această direcție și ne poate ajuta foarte mult în impulsionarea procesului de îmbunătățire a performanței instituționale. Această teză vine cu mai multe recomandări în urma analizei economiei efectuate și anume simplificarea procedurilor de operare ale afacerilor. Acest lucru este foarte foarte bine. Reducerea numărului de angajați în sectorul public, acest lucru ar avea un efect la fel de bun pentru echilibrarea balanței bugetare a statului, promovarea comerțului exterior și a investițiilor străine, creare de parteneriate foarte, sprijinirea integrării europene a țării, având faptul că Republica Moldova și Uniunea Europeană sunt un proces accelerat de cooperare, eradicare corupției la toate nivelurile, promovarea inovației și tehnologiilor de vânt, precum și îmbunătățirea infrastructurii, sunt alte dimensiuni importante. Eu vă mulțumesc foarte frumos pentru posibilitatea de a vă prezenta teza în fața dumneavoastră. Sunt profund onorat și sunt profund recunoscător pentru recomandările dumneavoastră, pentru sprijin, pentru atenția dumneavoastră. Da, vă mulțumesc! Dragi colegi, vă rog să adresați întrebări. Sunt de conținutul lucrării, dar și au raportul care poate să-ți dat aici.
Nu știu ce zic, dar sunt permite să începe prin urmare și prin precizare. Deci, toată interesantă chestia aceasta a fost pe o idee atât de importantă la fiecare timpul de bine în a doua era, dar de fapt, nu instituțional, parinte, da? Germanul, de ce? Internet, tot care era. Am mers în legile regulatorii. Da, nu știu, pe acolo. Domnul, și trebuie un microfon, nu? Iată, întrebarea mea este următoare. A spus 70% e bine respectez statul de drept. Următoarea videoregulatorului, eficiența internetului, cum înțeleg eu, dar în termen absolut, era 325 de milioane la fel. Da. Da, dacă am 10%, cum ați face mie, sunt întrebări. Următoarea 225, păi să spun ce nu prea înțeleg cu documente, cu bani cu multate. 30% revin de 70% și 30%. La cei toți? Indicatori. Să vezi, eram spre contrări. Dar 30% 225 milioane și eram în țară de altă. Unde s-a pronunțat asta? 70% eu nu am fost pe ea. Păi, în oral de pronunțator. Da, nu trebuie să, da. Nu, da. Da, iată aici. Da. Ce trebuie să spun, dar nu am multe despre 76. Da, dacă îți permite. Da, poate poți să fie 70, poți să fie 60 în mediu, adică diferența este. Dar analiza se bazează pe rezultatele economice prezentate în tabelul 36. În tabelul 36 putem da avem performanța respectării statului de drept, care este 0.083 ca mobilie. Dacă noi am... Nu, dar nu e 0.0, 0.83. Da, 0.083. Păi 0.83 este... Nu să alege ceva, eu mă uit în tabelul 3.30. Și acest lucru este practic în următorul, spre exemplu, calitatea mediului regulator este 0.054. Și dacă comparăm acest, undeva este cu 50-60% mai mare impactul pozitiv. Da, mă înțeles. Deci, în tabelul de noastră, într-adevăr, așa este și corect, dar probabil că dacă timp a fost formulat, poate eu nu am corectă multe. Uite, mersi. Și a doua întrebare, dacă îți permit. Da, tot chemi. Nu e chestie. Conținutul parcă este foarte bine prezentat. Eu nu mi-am inteles acum, am înțeles, este o analiză în baza revoluția PIB-ului, în baza în bucătatea tehnicului. Da. Noi, în principiu, trebuie să facem o analiză de folosim PIB-ului. Da. În baza prețurilor de atât cum aș fi dat, de ce să vă oferiți atât de trebuie? Pentru că acest lucru reflectă puterea de cumpărare reală a cetățenilor unui unități administrative sau a unei țări în comparație cu alte state. Acest lucru este un indicator mai eficient, dacă am putea spune, al nivelului bunăstării care este în altul țării. Faci că e, dar în pierde, care era scopul? Eu trebuie să o deschidă, nu știu care e un complet. Deci, eu vreau să dau o subestate, am găsit undeva. Eu nu am pus să trebuie mult în acest proiect, de nivelul subiectul ăsta, ce s-a adus, pentru că dacă e cumpărat la 500.000 de dolari, ca de lucru de? 20.000 de dolari. Da, este așa. Da, este așa. Da, este așa. Da, am luat la bancă mondială. Domnul profesor, alte întrebări? Nu, nu, mulțumesc. Dacă eu am și eu, ca să spun, de precizare, în primul capitol găsim aici în partea productivă, semnificația lucrării, stabilire de tendințe, securității economice, de
Ce rezidență economie națională? Poate de atunci... Da. În partea de lucrurile citim că semnificația lucrării stabilire de dependenții securității economice de competitivitate și rezidență economică națională. Este un lucru foarte frumos a fost stabilit pe la data aici. Însă, în baratatul din primul capitol unde se intervenează securitatea economică, o găsim doar abordată din intervenirea a trei dimensiuni. Foarte reușită și importante. Eficiența și securitatea energetică, sunt patru elemente care vor să fie pe comandă națională, birocrația, patru și lipsa de conflicte regionale, dar nu am văzut aici nimic dependență între securitatea economică și ce ați indicat în semnificație ca și competitivitate și reziliență economică. Ele sunt separate, examenele foarte reușite, fiecare și are plăzatul lui, dar dincolo ce ați spus cu alte lucruri în abordarea mai mult teorie de conexiune de securitate. Aici sunt două puncte care eu aș dori să subliniez. Primul punct, aș spune că pentru a mări eficiența expunerii, unele aspecte teoretice sau empirice au fost punite. Pentru a fi păstrate și pentru a fi subliniate importanța celor mai principale. În capitolul care, în paragraf care dumneavoastră, dacă nu mă crește, acolo se discută abordările dezvoltare unui model teoretic și eu expun diverse abordări care sunt prezente în literatură, cei ce ține securitatea, competitivitatea și reziliența economică. Pe urmă, având în vedere aceste constatări teoretice sau empirice care deja au fost expuse în literatură, ulterior, în capitolul numărul 3, în baza acestora, eu determin importanța mai multor dimensiuni instituționale, și anume cei ce țin. Am înțeles. Eu vreau, în fapt, mi-am fost clar, s-a fost o greșeală de mecanică, la pagina 40, cum o lui Cuzeț sau Cuzneț? Cuzneț. Cum e literă ce acolo? Nu mi-a dat nici mie. Bine. Cuzneț e Cuzneț, Cuzeț, m-am găsit și de... Cine este? Eu am găsit două lucruri foarte care, sincer, mi-au plăcut, dar vreau să întreb, aparțin ca idee sau le-ați preluat și le-ați interpretat. Mă refer la constatarea la faptul pagina 41 cu referință la ideea de corupție eficientă, în care se elimină barierele existente în cadrul pieței. Da? Mă refer la corupție eficientă. Găsesc, am găsit mai departe ceva care e la fel, ca idee. Îmbunătățirea competitivității trebuie să atingă reducerea plăților de mită. Pagina 126. Asta ar însemna că le acceptăm, dar sunt eu bună de idee de... Zic că sunt ambele la parțări, ca idee să ne spălăm de ceva. Ideea de corupție eficientă. Corupție eficientă și ideea de... La pagina 40. La 41. Ce ai de... Ca îmbunătățirea competitivității trebuie să atingă sau să ajungă, să ducă la reducerea plăților de mită. Da. Vă aparțin la sau le-ați preluat ideile astea două? M-au amuzat, dar da, la fel m-am îndrăsit. Da. Trebuie să duc la reducerea plăților de mită, la ce trebuie să aducă. Vă reamintiți? Da, dacă îndrăsit. Da, rog. Și mie mi-a plăcut foarte mult ideea, din păcate nu este ideea, n-am este ideea identificată în cadrul unui lucrăștit, unde eu am făcut referință, corupția eficientă este menită să elimine barierele și este o idee foarte bună. De aceea, ca să eliminăm corupția, vine a doilea punct, și anume trebuie să creăm un așa mediu în care nu este necesar plata unor anumită minte sau altceva, din punctul este de vedere. Adică trebuie să fie mediul antreprenorial să fie foarte ușor, transparent, previzibil, în care agenții și antreprenori să nu fie nevoiți să
se confruntă cu barierele administrative de orice fel în vederea realizării responsabilităților lor economice și căutării de profit sau cum am spus. Prima mi-a plăcut foarte mult. Dacă cu reducerea poți să obținite, l-a rămas mai puțin plăcut surprins de constatarea respectivă. Adică, atentul, noi acceptăm oferirea de mită, dar în cantități mai mici. Prima, eu am o expresie. Eu undeva am găsit, s-am pus și eu niște întrebări. Ce mai bine să ai într-o economie? Ordine destructivă sau dezordine creativă? Ce mai bine să ai într-o economie? Ordine destructivă sau dezordine creativă? Pentru că corupția eficientă este un element de dezordine. S-ar putea să, da, nu, eu zic, asta mi-a cam făcut să se leagă foarte bine ce am pasat aici. Nu e doar din partea cu idete. Asta. De acord, adică faci o ordine totală, nimic nu se mișcă. Adică totul reglementat, stări controlat, nu sunt control și totul stă în plus. Eu faci o constatare mai departe publică. Am scumpat ce cu bilanțea și primit un termen de competitare ca să nu am găsit. Dar dacă a fost, nu se văd la. Ordine care s-a făcut-o. Așa? Dar aici cam nu lucrești. Da. Nu știu, te rog să precizezi ideea cu dacă reducerea prețelor din mință care ar fi un efect al creșterii competitivității. Noi vorbim despre eliminare, excludere, totală, pe tot ăsta, dar tot ce noi le asistăm și după urmă. Dacă îmi permiteți. Sau eu nu am înțeles ele. Dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Conceptul de destrucție creativă, dacă corect, este foarte interesant și asta nu e mutat. Nu, nu, da. În unele situații sunt situații, da, să mă repet, în care trebuie să alegem din două outcome, să spunem două posibilități, unul mai rău, altul mai rău. Dacă corupția vine ca să elimine unele bariere, spre exemplu, dacă am putea să atragem o companie internațională în stat, vine să elimine unele bariere, ceea ce ar aduce un câștig economic în piești și să-și atest. Dar în termen de lungă durată, acest lucru nu va ține foarte și nu va aduce la întrebire. De aceea este necesară o liberalizare a mediului economic în care nu este nevoie, nu este necesar, nu există bariere administrative pentru ce antreprenorii trebuie să reducem. Adică, este mai posibil. Am văzut o constatare pe ecran unde la mediul liberalizarea antreprenorilor. Da. Dar dacă nu doar semnătorii, nu doar semnătorii, nu doar semnătorii, lucrurile astea, dar la liberalizarea antreprenorilor, chiar ce nu ne costă mult. Da. Nu. Nu am văzut de acolo ceva cu liberalizarea antreprenorilor, eu nu știu, poate e la altfel, eu n-am ușire să fac așa, cum se liberalizează antreprenorii sau acolo? Activitatea de antreprenorii asta, liberalizarea economică în general, nu uitați, nu uitați, da, am o chestie și unul, vreau să te știu de asta. De fapt, am dat la moștenie cu un sistem institucional de ce se bazează, ce se bazează pe centralizare. Mai putem considera astăzi economie de cursul meu că fiind una centralizată sau fiind un guvernul că după 32 de ani, 33 de independență, tranziție și economie de viață, va fi privată dintr-o sursă mai de informații. Dacă te întrebarea a fost, o mai putem considera că fiind una centralizată? Zată pe control, da, control e sistemul meu, da, dar centralizată, probabil, nu știu.
se are în vedere centralizarea politică foarte mare. Acestui. Economia nu este centralizată. Da, da. Da. Sau e crucială. Având în vedere distribuirea intermigirilor între guvernul central și guvernul local, trebuie să venim cu concluzia că suntem mai mult centralizați decât descentralizați. Autoritățile locale nu au un impact, nu au o libertate atât în capit de mare. De exemplu, cum am comparat ieri, unde cantoanele sunt. Am avut informație cu complexitate regională, la care au dat o atenție foarte mare și lungă, pe luată din experiența județeană. Eu sunt bani rogate, pentru că Republica Moldova vorbim despre regiunile cu și Moldova ca termen de complexitate regională, cu domnul mai puțin de elevat. Vă rog, altă dezvăță. Încă să vă rog. Vă rog, acum cu dos la obiectul, da? Da. Punctul 2. Identificare principalilor schimbării regionale și identificarea principalilor schimbării regionale și globale. Să s-o. Da, ce spun. Da? Dacă îmi permiteți. Da, da. Punctul 2. Odată cu izbucnirea războiului dintre Ucraina și Rusia, Republica Moldova s-a găsit într-o situație foarte dificilă din punct de vedere politic, social și economic, din mai multe aspecte socioeconomice. Spre exemplu, am fost nevoiți să acceptăm, nu că să acceptăm, dar să ne facem datoria să primim o mulțime de oameni, de exemplu, care ar putea pune competitivitatea, dar mai puțin, dar reziliența economică a economiei noastre sub o anumită presiune. De aceea este important să subliniem care sunt tendințele regionale, în relație, în primul și în primul rând, cu conflictul militar, cu războiul dintre Ucraina și Rusia, să avem o abordare de sistem. De exemplu, dacă conflictul escalează, care sunt consecințele, cine are potențialul de a câștiga sau de a raporta, sau care este termenii de pace, care este influența asupra Republicii Moldova, dar și alte tendințe regionale. Ceea ce ține de tendințele globale este important ca să vedem, de exemplu, pe pozițiile din punct de vedere a inovației. Acum se înregistrează o răspândire foarte puternică a inteligenței artificiale din diferite surse, cum sunt, de exemplu, ChatGPT. Acest lucru poate să ofere atâtea oportunități pentru antreprenori și pentru business-ul local, ca am putea să acoperim multe dintre dificultăți pe care noi ne întâlnim de zi cu zi. Care au ușura eficiența țării. De exemplu, chiar și aceleași traducere cu ajutorul a inteligenței artificiale, cu un click să comunicăm cu la nivel global. Este important ca să ne aliniem cu aceste tendințe, ca să nu pierdem din pas, nu pierdem din avânt. Să le putem absorbi tehnologiile noi în măsura posibilităților noastre. Acest lucru este fapt. Pentru a fi competitiv, rezilient și pentru a fi cu un nivel de securitate economică ridicat. Da, eu vă mulțumesc. Poate asta cu două lucruri. Războiul dintre Ucraina și Rusia, războiul dintre Ucraina și Rusia, nu multe lucruri, 30-60 pagini. Deci, nu este o abordare corectă.
Dacă fiul de război direct pentru două state, să nu o invazie în următoarea să vă amuta. Și după dat cu lecuri. Da, de acord. Dar vreau dintre Ucraina și Rusia. Mi-am stat uite. Abordat. Invazie în Rusia, cum nu va rămâne istoria, să știa să urmașe în orice lucrași. Ok, poate te băie pentru că nu. Da, că nu te și mi-a trebuit că și nu știți și eu vă spun la oameni că vreau doar niște precizări, aveți tabelul 1 din nou corect, tabelul 3, capitolul 2 de ce este interpretarea de evaluare competenței de învânt economic și republic și Moldova, în capitolul 3, faceți niște măsuri de consolidare acestei competențe. Ce văd eu în tabelul 1 din nou corect, este produs în termenul pe capitolul 4, sunt indicatori macroeconomici, deci ar trebui să fie o prolongire în capitolul analizii dumneavoastră. Deci, văd în tabelul 3, dumneavoastră vă axați pe următorul mai mult un model economic, dar se bazează mai mult în aspect politic sau a securității economice din punct de vedere a drepturilor. Și vezi cum vă rog, din punct de vedere a alții indicatori în afară de tip, pe care se rupe tot ca tip, precum și Moldova, sau și macroeconomice, nu demonstrează securitatea economică. De exemplu, nu ați menționat aici, despre migrație, despre populație, despre veniturile pe populație, tot o previziune în 2022, dar nu văd în analiza macroeconometrică dumneavoastră, acest indicator luat de bază. Mă faceți mai mult referire la nivelul de indice de performanță în termen de calitate a statului de drept. Noi suntem în stat de prezentare de 30 de ani care nu își demonstrează aici. Mi-a interesat din punct de securitate economică și din punct de vedere a indicatorilor macroeconomice. Sau politicile fiscale, politicile macroeconomice. Luând în considerație, de exemplu, statisticile Fondului Monetar Internațional și alte tipuri de statistici care tot își fac statisticile lor și ne uităm în indicatorul de 8 zile sau 1 zile, tot își calculează acest indicator diferit. Și atunci îmi spune întrebarea, care este totuși, într-adevăr, poziția noastră privind securitatea economică? Dacă îmi permiteți? I-am selectat pe indicatorul și obiectivul pe capitolul 2, ca cel mai important, din părerea mea, indicatorul al securității economice, deoarece el reflectă productivitatea economică a țării și, prin urmare, reflectă nivelul de bunăstare pe care noi, cetățenii țării, se ne bucurăm de acest. Mai multe studii fac precizare că productivitatea este ceea ce determină, în primul și în primul rând, atractivitatea unei economii. De exemplu, noi, dacă am putea să îmbunătățim tipul de capitolul cultor la așa nivel, ca să ne permită să reîntoarcem fluxurile migraționale în revers. De exemplu, dacă am avea o creștere economică accelerată, de exemplu, România, în zilele prezente, înregistrează una dintre cele mai importante creșteri economice, spațiul cel mai impresionant este spațiul european și ce permite să atragă, spre exemplu, imigrația din Italia, care o țară care primește puteți din punct de vedere de puteți. Pentru a putea să fie o analiză comparativă și avea o diligență și o disciplină în concluzie, am decis ca să ne concentrăm pe indicatorul cel mai important al securității economice, productivitatea, disponibilitatea de resurse financiare. Deci, este că unele state în indicatorul timpului apelat și la indicatorul fericire populației. Sfărbuie în locuri, oricum. Da, aici este problem. Și atunci se dă întrebare, cât de fericiți noi suntem și cât este de relevant acest indicator pentru securitatea economică. De exemplu, cu chiar și cu statul României, care a deja l-a inclus. Da, este foarte interesant. România este mult mai fericită ca, spre exemplu, Germania sau Franța, dar PIB-ul este mai jos, este foarte interesant. Însă eu mă conduc de disponibilitate de resurse. Dacă noi avem resurse mai multe, avem o productivitate mare, noi ne permitem, spre exemplu, să contrabalansăm impactul negativ al mai multor eveniment. Prin, de exemplu, efectuată prin dezvoltarea unor rezerve. Acest lucru este demonstrat de invazia Rusiei în Ucraina, spre exemplu, când Republica Moldova a fost supus unui șoc economic destul de serios. Și dacă, de exemplu, resursele noastre, ajutorul extern ar fi fost
seca. Consecințele acestor evenimente negative ar fi fost mult mai grave. Și noi nu cunoaștem de fericire impactul potențial al acestui. Da, acest loc de a fost un loc economic, dar nu cred că acest loc ne-a primit o imunitate. Ne demonstrați că activitatea economică reală pe piață. Pentru că multe companii, deja dacă o luăm considerație COVID-ul, acest șoc economic, evident că multe companii au dat faliment. Într-adevăr, acum activează economia, într-adevăr, care și-au activat. Deci, pentru mine, este un început de cale de creștere economică. Și tot este, într-adevăr, o analiză de viitor, o previziune. Nu putem să spunem că acest impact sau invazia Rusiei spre Turcia Moldova nu a adus progrese în creștere. Poate acum revine, dar pe viitor nu putem să simțim viitorul nostru. Dependență energetică. Concurența comitentă. Adică. Cred că sunt din acest aspect și pozitiv al răspunsului, așa, la aspectul negativ al răspunsului. Mulțumesc. Da, eu vă mulțumesc foarte mult. Dacă dacă dezvoltarea urbanistică a spus este o construcție, trebuie să dau oameni de a se proteja de războiul de pe dinsă, a spus că a fost un miliardul 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 a Este un exemplu mai bun, mai frumos. În antipul, nu ia să-ți așa din bun, în Republica Moldova, nu aș fost în Bacău. Da, de fapt, de fapt. Asta e tot o lustră. Eu am găsit niște semne lucrare, sunt care așa de frumos de două idee de reziliență economică, în Sarnia, cu scădere, în situații de șoc, de mire, de plășire, de toate efecte diferite. De plășesc situația anterioară sau alta, sub ea sau la celălalt nivel, nu știu bine. Reziliența bine, sunt teme relativ nouă, probleme discuții de plăcere. Nu înseamnă doar revenirea la situații de până la crize sau șoc. Înseamnă și o adaptare continuă la schimbările care au avut mere în care echivază. Bine, d'accord. Eu totul susțin ideea de securitate economică dependentă de reziliență și competitivitate. Am așa că și ați spus, sunt acolo toți indicatori. Sunt văzut o crize în monetare internațională. Acest verbal integral, dar vreau să mă întreb la aviz, așa precum scrie în scenariul ședinței. Avizul constată faptul că toți membrii Comisiei pentru Mare, în componența Romanul Natalia, sunt lucrători științe cu profesor de Bărie, membru Comisiei pentru Mare, de Bugea Larisa, membru Comisiei pentru Mare și Jetară Dorina, tot în profesia la Universitatea membru Comisiei, Jetară de care îmi propun în asta. Au s-a exprimat acordul în vederea înaintării tezei spre susținere publică, ceea ce se face astăzi, în baza acestei principii. Odată au fost făcute următoarele sugestii și recomandări, se cere să fie date citimente. 1. Necesitatea efectuării unui studiu de caz referitor la o țară europeană ce ar putea servi drept exemplu pentru Republica Moldova, în ce privește scopul și obiectivele cercetării. La etapa, precizeți-vă și la etapa când a fost discutată teza în comisie, nu era exact situația cu toate și de acolo. Da. Ulterior, da. 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 Bine. Este relevant, cum pare. 2. Accentuarea rolului competitivității și reziliență ca faptul de faptul ce afectează securitatea economică. Exact, întrebarea care am pus-o și eu, general. Figurează și aici. Dimensionat cum competitivitatea și reziliența afectează securitatea economică în capitolul 1. Da, el în capitolul 1 sunt se examinat într-un fel separat, de distinct, în mod paragraf, destinată competitivității, autoreziliență și al treilea securitatea economică și mai ales efectul de asemenea, cum zis eu, cum zis eu, dar primele două
3. Completarea concluziei cu concluziile economice, cu constatarea faptului că competitivitatea și reziliența sunt factori determinanți ai securității economice. Am găsit în parte introductivă pentru că nu am fost. De adăugat interpretarea indicatorilor la ecuațiile economietice. De adăugat interpretarea indicatorilor la ecuațiile economietice. Mi spune de ca să pun lucrul ăsta. Și 5. Redactarea stilistică a textului. S-a decis a acorda aviz favorabil pentru depunerea oficială a tezei de doctor și organizarea susținerii publice în lucrări. Se cere ca dumneavoastră să vă exprimați referitor la aceste sugestii care au fost expuse în cadrul ședinței comisiei de primar. Da, vă rog. Am adăugat studiul de caz la Unii Republica Croația. Plus la aceasta am efectuat o revizie stilistică a lucrării pentru a întâlni cerințele pe care s-au formulat. Dacă până la acesta interpretarea economică indicatorilor economiei s-a întâlnit. Și dacă am scăpat ceva. Mă repet, tare să vezi pe zis că s-a făcut, de adăugat interpretarea indicatorului de economie la ecuație de economie pe în care nu le-și-au luat, de fapt, o pagină, un indicator, au doi altă, până alți indicatori nu și-au zis interpretare mai clară. S-a făcut. S-a făcut, da. Este tabelul de scriuare în considerare a sugestiilor. Da, în scrie, trebuie pretendentul să-și prezinte atitudinea față de subiectele care au fost expuse de anul subiect. Nu se le știe pe ce nu. Așa, închide. Bine, stimați colegi, iată, referitor la aspectul stilistic, chiar aș fi vrut să mă refer la niște chestii aici, când am discutat de discutat. Deci, o să vă găsesc, economia pe rând este în felul ăsta, nu se trebuie până. Criza publică a Moldova, așa se trebuie, ce se trebuie? Am pus acolo 3 pagini în șir, scris cu eu nu dau seama ce înseamnă ce nu înseamnă acordul de asociere. De să fie acordul de asociere, nu dacă s-a venit în... Dacă ai pus în vedere că le-ați folosit, a, este acolo. Da, este. Am zis acolo... Republica Moldova în date de după independență nu a avut, nu știu ce, Republica Moldova în date de după independență sau pașii s-au făcut o dată cu 2009, să mă dați un pic, eu cred că se mai permite să mă faci pe realitate. Eu cunosc faptul cu comparație, cu cunosc pe realitate. Cunosc pe așa, nu ne-a spus. S-au făcut schimbări considerate. Eu recunosc totul ăsta, pentru că variantele inițiale a tezei, m-am avut discuții cu comentarii. Augustin, însuia, certat părere de mine și s-au operat redactările, modificările foarte esențiale la conținutul de tezei, inclusiv un aspect stilistic, cu corectitudine, că sunt numai ca. Bine, stați cu lege, am înțeles multe, trebuie să vă aș vrea dumneavoastră. Eu sunt stat de un președinte a fapt de cuvânt de mine, de un șport de supărat, am un după fătare. Deci, cum este de cum are doar mână? Ai, dacă nu ai de cum te vede, de exemplu. Trebuie spus acum, cu mine nu este. Bine, dacă duce din limba engleză, dar asta este un efect a studiilor în limba engleză, domn profesor, noastră stație. În toate țările Scandinavie, eu vorbeam undeva, licența se face integrală în limba maternă, limba stată a țării, în toate 3 state, Scandinavie. Deci am masteratul toată integrală, așa și în limba engleză, nu în unde ești, spuneam. Publicațiile doar în limba engleză, pentru că nu în Republica Moldova. Sunt mai multe probleme, din o să te duc la efecte, genul. Dar Augustin nu poți spune. Pe care bun, nu am vrut să spun pe tot. Noi mai mult învățăm de unde vreau inglesă și studie în general, nu vreau mă rădat. Vă mulțumesc, stimați vreau să rog diferenții oficiale. Nu este la voință, nu este dat cu mai nici ordine.
să vă expuneți opiniile asupra tezei, obiecții și sugestiile primite din aviz. Avizul acesta sunt parte componentă a dosarului, trebuie să vă referiți la conținutul tezei în întregime, în ansamblu, dar să dați și studiul integral la sugestii și obiecții care sunt conținute în aviz ca să cunoască lucrul ăsta și alți membri ale comisiei. Rog, în ce ordine? Și ordine acceptați să presă. Domnul profesor Chistrulea, să dai la lucrurată. Vă rog foarte mult dumneavoastră. Domnul președinte, cum ați mergut comisia, mă dacă intervenit cu totul, nu dați și de. Practic, doar vă mă... Eu am spus, dați și crede doar că obiecții și subiecții. Dar în rest, dacă intervenit, a spus, nu expun în formă orală, eu sunt în cont de așa, în bază la toți. Și evident că am zis momente principale din aviz la un subiect efect, dar totuși tot pot așa mai. Și eu ne citim avizul. Deci, în primul rând, eu vreau să mulțumesc un lucru. Care sunt, având de vedere actualitatea temei. Tema aceasta, într-adevăr, este una foarte actuală, foarte importantă. Noi avem lucrări suficient de multe care sunt publicate pe competitivitate, avem pe securitate economică mai puține, dar toți sunt rezilienți, nu și mai puține de toate care împreună, eu personal nu prea am întâlnit. Adică faptul că s-a încercat să se analizeze interdependența dintre aceste trei competitivitate, organizație și securitate economică, după niciun fel de epidemia, este una, un lucru foarte bine venit, salutare și aș menționa în mod deosebit în acest moment. Evident că, tema aceasta este una foarte complicată. Chiar și întrebări, deși și noi nici nu am discutat încă, dar în urma întrebărilor care au fost puse și răspunsurile, dar deja eu personal am observat o mulțime de aspecte care s-au mai fixat de examinat, de elaborat, de adăugat. Dar nu pot să tratez în principiu, să prind absolut totul și de aceea, în opinia mea, ce teza care este prezentată este una fiind înțeleaptă. Ca timpul dacă vreau să accentuez momentul ăsta de complexitate, chiar în întrebări, nu fac complexe. Poate uneori s-ar părea la prima vedere că scapă unii legături, mai ales în modelul lor de ecuații de econometrici, acolo niște scriate, acolo absolut de aratat, poate din înțelea de autorul, dar faptul că s-a făcut o astfel de analiză e binevenit și eu vreau să mulțumesc domnului Augustin Ignatov că lucrurile s-a plată. Eu m-am exprimat în toate ocazii de comisie că noi am dus, am avut o problemă în lungă perioadă de timp în ce își privește folosirea modelului economic în analiza noastră în domeniul economiei mondiale și observații economice de la economie. Ultimele teze arată că operanții noștri deja chiar o folosesc în larg. Și eu aș menționa momentul ăsta în mod deosebit. Chiar dacă noi am găsit unele interpretări, poate unele trende, analiză de toată în un singur pat, când ne-a propus un model economic de analiză, este deja făcut. De asemenea, un singur lucru, elaborarea de tezei, s-a cumulat. În ce își privește, deja că am văzut să menționez referitorul la actualitatea tezei, și încă iar, de fapt, încă dată, este una foarte actuală, foarte necesară. Aspectul teoretico-metodologic care este prezentat în primul capitol, e demonstrat că, în principiu, autorul are abilități suficiente pentru a face o analiză de cercetare. Iar, din nou, noi
probabil să poate să mă rămin, să-i pierd pe lume, fiind știți, dacă vrei ceva, altceva. Dar ceva nu este, fac mai rea timp ceva. Nu? Probabil că este ceva, mă rog, caracteristic nou, ceva care nu mă domine. Dar analiza care este prezentată este una, în proiect, este una foarte neglinită, neglinită, neglinită. Cred că un 2 și 3 se referă mai mult la analiza propriu-zisă a acestor noțiuni și a echilibrii economice. Și, iată, ce a prezentat autorul, eu, probabil, dar am trecut cu ligherea pieței economicilor, văd de analiza aceasta care a fost prezentată și pe absolut impactul. Mi s-a părut foarte interesant, foarte bine venit. Și poate chiar ar fi cazul mai extins chiar lucrul acesta. Eu cred că deja dacă lucrul ăsta e un rezultat acelor indicatori care mi s-a arătat acum în moment, în tabel care iese din analiză aceea, este o chestie chiar extraordinară. Asta e opinia. În general, consider că teza, repet încă o dată, este una insată, este una complexă. Ea corespunde cerințelor regulamentului și videului în vigoare. Tema vreau ca să o văd știe, că să fie un lucru special, deci creșterea competitivității și rezilienței economice a Republicii Moldova ca factor de consolidare a securității economice naționale, elaborat de către Augustin Ignatov. Deci, aceasta este o lucrare științifică finalizată și, în opinia mea, autorul merită cu creierea titlului de consultare. Asta e viața noastră. Deci, conferirea efectului științific din votul conștiinței economice, la specialitatea acestui de lucruri în 02, în Vreau să vă întreb, domnul profesor, dacă vreți în avizul dumneavoastră obiecte, sugestii, să vreau să le-ați clarificat pe parte în calitate care ați desfântul de zmeta economică. Deci, acolo tot este un aviz și la funcție de primare și acolo sunt obiecte și sugestii care le-am rezultat și au fost în principiu luat în considerare. Altele bine, te-au spus acolo sugestii și propuneri care nu au fost luate în considerare, depistate ulterior de dumneavoastră în calitate de membru al comisiei voastre, delegat din partea comisiei dumneavoastră. Nu, domnul președinte, nu am considerat necesar ca să le scriu, pentru că dacă încercam să scriu, trebuie să scriu altă. Știți cum era vorba? Da, modelul lui Carb, eu spun că scriu după așa vis la Rosmisi. Păi, eu am făcut o altă descoperire, președinte. Că sunt asta, mă lăsă descoperirea este motivul din care recenzele se consideră că este preștiințe. Nu în cazul meu de data asta. Adică el se echivalează cu recenzii la o lucrare științifică, se echivalează cu o nouă lucrare științifică. E normal să iei asta. Vă mulțumesc pentru îndrăvoința și prestiunea noastră. Vreau să vă duc pe domnul Petrenco. Mulțumesc, președinte, Comisiei de Sustenire Publice. La teze de deferat, domnul Comisia, mulțumesc mult pentru Comisie. La tema cercetării științifice este destul de relevant. Teza a fost elaborată în cadrul școlii de care la Academiei de Studii Economice la Moldovei. Acolo, în la Augustin, program de doctorat în Sucii și în Sucul Băzășorului de Vădoare Economiei Moldovei, de la Sucii, în Sucii, în Sucii, în România, în care a fost proiectat acest universitate. Я хотел бы отметить, в первую очередь, мы очень хорошо немножко повторить то, что сказал предыдущий выступающий, это о том, что это тема конкурентоспособности, экономической мобильности, безопасности, функциональной экономики, это попытка, в данном случае, реализация какого-то единого подхода,
значительно отличаются от того, от тех публикаций, которые мы знаем и которые есть, что еще есть и скажем. У господина Соколовича Василия, который защищался по безопасности в Сирии и в Казахстане, но и других, где есть чисто теоретические исследования, малая часть практических работ и публикаций. Да, в общем, в целом по случае безопасности, да, по отдельным ее частям, инвестиционная, демографическая, кадровая, включить их сколько, огромное количество. И вот здесь выбран случай очень интересный, очень важный пункт, где мы собираем, и мы знаем, что это все вместе, взаимодействие экономической безопасности государства, вот с такими важными моментами, как конкурентоспособность и экономическая. Я не буду перечислять структуру, объемы, я отмечу, что 30 статей – это, в общем-то, превышение тех нормативов, которые мы знаем, но он дается 5 научных статей. Есть, соответственно, все формальные требования к диссертационным исследованиям, в данном случае выполнены в полном. Что касается темы, цели диссертационной работы, действительно фундаментальный подход к определению экономической безопасности именно с точки зрения вот этих двух важных компонентов. Способности и экономической устойчивости именно для республики Молдова, именно для республики Молдова, и, безусловно, на случай исследования, поиск, выявления тех институтов, которые на это могут повлиять на этот качественный вопрос. Важно, что автор нацелен на реализацию национальной экономической безопасности посредством государственной политики. Да, это не прозвучало в полном объеме, было каких-то рекомендаций, вся совокупность этих политик, скажем так, та же самая экологическая политика, или же социальная, но то, что это не есть в работе, и вот этот подход, именно формирование компонентов, значит, целей государственной политики для укрепления экономической безопасности в республике Молдова является очень важным вопросом. Автор анализирует взаимосвязи между конкурентоспособностью и экономической устойчивостью республики Молдова как определяющие факторы экономической безопасности. И при этом, я это сказал, с точки зрения региональных и глобальных изменений, происходящих современных условий. Есть, конечно же, здесь определенная проблема, связанная с определением региона, скажем, организация определяет регион Европы, который включает, скажем, Израиль, включает Турцию, включает Казахстан, включает Узбекистан. Но это в документах Организации Объединенных Наций. Другое дело, на следующий региональная, скажем, структура Украины, да, Азербайджан, Азербайджан, другие, да, Черноморье. Вот, или же определение региона Республики Молдова. Грузия, центральный, северный регион. А здесь, конечно же, вот то, что мы слышали, прозвучало относительно выделения регионального аспекта, аспекта украинского и молдавского, вот и влияние на Украину, сказать, что кто-то, значит, здесь проиграл, кто-то здесь выиграл. Мы видим это по результатам, скажем,
finanțe împărticate în direcție niște obiectivele cu cliente, cu cliente, cu cliente, cu cliente, asta și Cărbune, Gemi, Vuc. Și prin etan, region, acolo cu 10 regiuni, nu, pentru tot ce a făcut ca svoiu vidine, adică regionale vidine. И то, что он здесь на сегодня финансово демонстрировал, что изложено у него работать, это его, значит, точка зрения, которая, в общем-то, не отключит свою точку зрения, оценивается очень высоко. Кроме того, автор, значит, задача исследования ставит создание теоретической концептуальной базы. Я бы, конечно, здесь бы сказал выделение или определение, или корректировка, или значит, какой-то несколько инновационных, хотя можно здесь и значить такой подход именно на право. То, что касается оценки конкурентоспособности экономики Республики Молдова и выявления факторов, как правильно сказать, некоторых факторов, потому что действительно факторы могут быть разные. Вот он выбрал те, которые посчитал необходимыми. И здесь главным, с нашей точки зрения, представляется именно упор на бизнес среду, упор на предпринимательство и упор на инновационный потенциал, которые, в общем-то, и должны оказывать значительные изменения, положительные изменения в общем состоянии экономики Молдова и, соответственно, в рамках особенно, значит, интересно представляется с нашей точки зрения в оценке конкурентоспособности это историографический подход автора к материалам всемирного, скажем, Global Competitive Report за 2010-2020 годы, который, да, дает серьезную возможность для анализа, страхового анализа, да, случая конкурентоспособности на республике Молдова. Безусловно, что после 20-го года изменилось тоже. Но факт остается фактом, что вот этот историографический подход, он имеет право на существование, и результаты, с нашей точки зрения, достаточно эффективно. То, что касается четвертого пункта задачи исследования, здесь, конечно же, мы видим редкий, очень редкий и уникальный, с моей точки зрения, сколько там, 64 экономических уравнения, использованных механизмов эконометрических, механизмов анализа экономических явлений, базирующихся на экономической статистике, безусловно, и вот это вот поиск взаимосвязи, взаимозависимости между этими параметрами представляется очень важным и актуальным, который позволяет по-новому взглянуть на состояние и проблема конкурентоспособности, устойчивости и, безусловно, экономической безопасности Республики Молдова. Работа имеет научную навязанную и оригинальность. В первую очередь, с нашей точки зрения, это взаимосвязь конкурентоспособности, устойчивости и безопасности через призму именно деловой среды. Хотя, конечно, без государственного аппарата здесь не обойтись, но в данном случае это уровень, который на значит, экономической иерархии, который исследование которого представляется очень важным и актуальным. И в том числе и для удовлетворения проблем и деятельности предпринимательства, в том числе как местных, так и иностранных, представляется правильным. Оригинальность работы, безусловно, на нацеленный потенциал роста национальной экономики в целом, и это проводится на базе комплексного системы
Представляется очень интересно, появление, выявленной связи между тремя важными комиссиями. Работаем на этом очень определение. Теоретическая значимость и практическая ценность с точки зрения фактора, влияющих на бизнес-среду, они, безусловно, существуют. Достаточно высоко. В конкурсе финале констатуем, что физики доктора Штейца экономики в практику ТКП-19 агрария технической организации на конце инновации Штейцевича и Валария Профессия. Все за Христом Вечеринцева регламентила а Агенции национальной книги для собирания аккредитации и медикации Шевчатчиков, темы для АПЧР НАТО, и от Алтору в Украине, в доме губернатор области, милиция конференция титулочного сыщика доктора Алексея Ивановича, была случайно платье, чем сыщика доктора Шеломова, где работали, экономику диалога, федерации экономической национальной, это уникальное исследование на своем уроке. То, что там есть какие-то мелкие различия, какие-то точности, это в данном случае. Нет, но то, что я об этом спрашиваю, основываясь на начинании у вас так в организации. Там написано, что если у вас есть замечания, предложения, вы должны предложение одно, да, значит, рекомендовать его. Prezentații de domnul Ignat Augustin, la ședința Comisiei de Doctorat, program de specialitate, program de doctor 521 pentru doi economii mondiale pe casă franșe internaționale, evaluată de sub conducerea doamnei Romana Natalia, doctor habilitată profesor de stat, deci acest referat conține toate aspectele conform regulamentului de ANAC, deci nu văd aici bine, dar vreau să focusez în această actualitate de analiză acestui timp, complicat. Dar și rezidența economiei mondiale, sunt supuse unei presiuni extreme și mai ales sunt analize de cum sunt capaturații acestei economice, ceea ce devine tot mai necesar. Situația regională complicată a unui cei de preșuri sunt consecințe crize și accelerează dezvoltarea economică. Îl fac negativ a conflictului din Ucraina și Rusia, dar nu uităm că și acea poziție care mai puțin este plasată în această criză este conflictul transnistrian care este o formă indețată. Dar nu uităm și despre unele mici conflicte, să spun, despre economia jucărului de care am încercat să se opună obiectul. Aici are loc să văd o analiză mult mai detaliată. Ceea ce ține de analiză metodologie, această cercetare aplică se bazează pe date empirice, utilizează modele economice pentru analiza competitivitatea și rezistența economică și este cercetare evaluativă basată pe analiză de corelație. Modelul rezultatului trebuie să obiectăm fundamentul acestor eficiențe în promovarea condițiilor economice pentru procese de bun promovare. Și abordarea eficiență la aceste lucruri importante, se concentrează fie cercetarea realizată din componente competențe rezidenții și se procese economice. Ambele abordări stau la bază modelului teoretic pentru asigurarea și îmbunătățirea sunt procese economice în funcție de direct promovare și procese de țări. Există abordată că teza corespunde la structură logică, a datarilor, a tabelurilor, a figurilor și altele, dar vreau să punctez aici
cele 186 de tipuri analizate și cele 30 lucrări care sunt indexate și indexate. Nu dau citire de ce este componentă structura, ce conține, dar vreau să punctez că aprecierea privind la caracterul de notat și cercetare există, ori este originalitate în fața științei pe aceste lucrări, constau în abordarea complexă, are la cum de complexitate, de dimensiune, de bună, atâta dinamică, oare aceasta este ceva. Tot știm de proces de doctorabilitate, e complicat, a fost de mai punct de vedere. Vreau să ne întâlnesc că ați menționat pe 10 factori decizionali pentru acestor asupra de importanță și unul de altfel, formarea acestea. Originalitatea lucrării se vizează prin abordarea competitivă și sistemică de interdependență în programe de diverse factori socioeconomici și eu ați apropat atenția la politici, geopolitici, impactul lor asupra potențialului de creștere economiei naționale, mai ales asupra mediului de afaceri. Acesta a fost așa o corelare. Cercetătorul își demonstrează competențele și demersul științific prin organizarea sistemului al conceptului corect, circuerianță, interpretarea opinilor și susținerea proprii poziții prin intermediul sintetizor, analizor, comparație, constatări și recomandări. Teza propusă pentru examinare impresionează prin structura sa bine organizată, este numeroase tabele, figuri, indicatorii, este un stil oricare, poate mai puțin, noi să spunem așa, s-a dat atenția la cine de punctuație sau ceva, dar are o bază de analiză. Bibliografia acestei țări, mulțumesc, cred, este extinsă și acoperă o mamă varietate de autori, studii relevante, este tema abordată. În păcat că nu toți autorii dintre acolo au fost scris, asta este așa ca un an, dar noi teritoriul aveți marge de analiză mult mai mari. Vreau doar să ne spun că rezultatele sunt de fost aplicate de către următoarele instituții, ca între Comerț și Industrie Public și Moldova, Export, Partner, Sărădean. Vreau și aș menționa că, în viziunea mea, poate și o instituție, putea să faci o corelare și instituție în zonă, în un alt referat și teză, cum este una dintre foarte bine legătura este între parteneriat și cu instituții de cercetare. Răspunderea tezei de doctor, studiul solicitat, aș menționa că elaborată de domnul Ignat Popovici, este potrivit un formular pe următoarele apreciere. Teza de doctor evaluată se focalizează pe diverse aspecte esențiale pentru a determina îndeplinirile standardelor academice și de specialitate. Titlul și conținutul tezei sunt coerente cu tematica abordată, iar conținutul tezei reflectă în mod adecvat atât aspectul general cât și aspectul democrat și științific. Se acordă atenție deosebită aspectul precum argumentarea calității tehnicii cercetare, formarea scopului, obiective principale, abordarea metodologică, utilizarea scopului informațional și soluționarea problemelor științifice semnificative. Nu corespunde cu cercetarea dată. Se valorează calitatea prelucrării și prezentării materialului în piesă. Pe când și abilități au fost de autorizat să scriu științii, pe ce fac prin intermediul conținutului suplimentar, cum activitate, lectura, mixing, evaluarea metodologiei în cercetări și studii empiric și interpretarea datelor reprezintă un aspect critic al acestei teze de doctor. Respectarea etică, ei pentru cercetări și aplicații academici, părinte, este fundamentată în redactarea unui test. Ca concluzie finală, putem menționa, apreciind investigația efectuată, constatăm că teza de doctor în științe economice cu tema creșterea competitivității și rezilienței economice în Republica Moldova, a factorului de consolidare a securității economice, elaborat pe domnul Ignat Popovici, reprezintă o lucrare științe finalizată, conținând inovații, soluții și valoare creative. Iar dacă răspunde cerințelor reglementare de pare, iar autorul lucrării Ignat Popovici, nu este conferirea titlului științei de doctor în științe economice la Societatea de 521, de doi de economie mondială, de relații economice și internaționale, am pus un calificativ, dar vedem deja un sângător, cu calificativ foarte bine. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim foarte mult, dar la fel nu am auzit pe ca o obiecție de noastră sugestie, aș vrea să ne întâlnesc că pe viitor să fie un aspect mai mult stilistic pentru societate. Este menționat. Da, nu este menționat. Și aș menționa că succesăm și să nu opriți aici. Mulțumesc. La dumneavoastră care a fost expusă, aveți ceva de jurnal? O acceptați. De masculine și eu sunt în definiția specială de efortul pe care l-au depus în vederea plăcii de aceste lucrări, așa pe cum este indicat în scenariul pe care ne conducem, probabil că încet în discuții, liderii asupra valorii științifice a tezei cu participarea
tuturor participanților, participarea tuturor participanților, conferință, așa, vă zic și eu, toți participanții sunt prezenți în posiția Sergiu Popescu, dumneavoastră sunteți... Da, sunt de la părinți despre Augustin Ignatov, care a fost și studentul nostru la Facultatea de Relații Economice și Naționale și la Misteratul la programul CONEX și în cadrul prezentei crize și a reușit să dezvolte acele capacități, acele abilități pe care le-a demonstrat ca fiind student și a fost un student cu rezultate excelente, participat la un număr foarte mare de concursuri și câștigător a un număr foarte mare de burse, inclusiv cele mai prestigioase. Dar dacă revenim acum la cadrul nostru de doctorat, aș vrea să menționez că pe parcursul studiilor de doctorat și activității sale, Augustin s-a trebuit să fie un cercetător responsabil și proactiv. A demonstrat un nivel foarte înalt de organizare, perseverență în atingerea obiectivelor propuse. Din start, s-a implicat foarte activ în selectarea datelor statistice, interpretarea acestora și volumul de muncă, în volumul, vă spun sincer, foarte mare, în volumul imens de muncă depus în colectarea datelor, în documentare, i-a permis să creeze un fundament foarte solid pentru rezultatele sale. În plus, atenția la comentariile, la sugestiile și conducătorului, și membrilor comisiei din urmare, și a recenzenților, le demonstrează faptul că Augustin este foarte exigent, dar și exact și destul de critic față de sine și față de lucrarea sa. Rezultatele teoretice și practice obținute de Augustin Ignatov ne permit să afirmăm că autorul este capabil să aplice cu succes metode științifice de cercetare, prelucrând și interpretând cu competență rezultatele obținute. Problema științifică a fost soluționată. Cel mai conceptualizarea competitivității și a rezilienței economice și determinarea impactului acestora pentru securitatea economiei naționale, având în vedere condițiile economice, specifice și actuale ale Republicii Moldova. Conținutul tezei și concluziile autorului au fost discutate cu o evaluare pozitivă în cadrul Comisiei de Îndrumare, în cadrul ședinței prealabile a Comisiei de Susținere Publică, la numeroase conferințe internaționale, științifice, practice, fiind efectuate în 30 de publicații, inclusiv 11 articole, în reviste incluse în baze de date de Of Science și Focus. Aceste rezultate denotă faptul că erudiția voastră și competențele autorului în domeniul economiei mondiale și relațiilor economice internaționale sunt materializate în rezultate concrete, destul de numeroase, care reprezintă interes științific. Și concluzia, teza de doctorat, creșterea competitivității și reziliențe economice a Republicii Moldova ca factor de consolidare a securității economiei naționale, autor Augustin Ignatov corespunde specialității 521.02 Economia Mondială Relații Economice Internaționale, este o lucrare științifică actuală și originală, conține noutate științifică, are semnificație teoretică și valoare aplicativă. Teza de doctorat are un caracter de cercetare științifică finalizată. Autorul tezii, Augustin Ignatov, merită conferirea
titlul științific de doctor în științe economice, cercetate 521 de lui, economia mondială, relații economice internaționale. Să nu suntem de la profesor, ne-a să e convins cum trebuie să procedăm. Consistență în cerințele pe care le avem, pentru europene, ei deja au început să perceapă studiul doctoral ca un model de instituție, de studii pe continent, după care te formezi ca și un cadru, care te formezi ca și cercetător și te realizezi un perioadă de cercetare. Pentru că noi ne pregătim să conferim un titlu de cum în bază rezultatelor ce perioadă deja efectuate, care le apreciem noi, care avem o mulțime mai mare în 2000, parte productiv am văzut cu acest subiect. Eu nu am pregătit un aviz la care, în măsură în care am început să fac parte, dar asta nu înseamnă că am făcut cetățeană integrală, așa, cu lumea și în lume. Am făcut unele notițe, am făcut conspectări și vreau să zic că lumea chiar m-a impresionat modul în care Augustin a redat întregul conținut al acestei lucrări, așa cum vede el situația în domeniu și mai puțin, așa cum văd mari laureați în premiul Nobel, am zis că nu face referință la Nobel. Nu, că nu te-am exagerat, că cunosc eu aici în situație, că eu sunt de neat și eu, măcar. Dar așa, într-o modalitate care să fie destul de clară și eu nu știu cu ce nu aș fi de acord din mai multe constatări pe care le face autorul în conținutul acestei lucrări. Dar probabil că fiecare din astea trei componente care le găsim, trei cuvinte cheie care le găsim în denumirea tezei, ar putea să fie subiecte pentru investigații separate. Din punct de vedere de fapt, cum va formula pe ca o teză un pic altfel, în termen de reziliență economică, este un termen relativ nou, preluat în știința psihologică, din altă domenii, mai puțin pentru știința economică, care în cazul ăsta un timp a spus că nu vedem modele, că noi împărtășăm de multe de ele, sunt timp. Un timp economia a luat pentru totul modelele matematice și el a abordat în economie, în spanie, economie închise, care putea să ne modelez foarte ușor, dar de când s-a deschis globalizarea asta, globalizarea economiei mondială, probabil că modelele deja nu mai funcționează. Și eu vreo 10 ani în urmă în discuții cu Dumitru Moldovan, noi spuneam lucrul ăsta. O să ajungem în știință economică, se va reorienta de la modelarea economico-matematică, care devine aproape imposibilă pentru economie mondială deschisă. Nu poți să iei în calcul toți factorii, că nu ați zis aici, că nu te zbun. Sunt toate modele de dezvoltare economică care pune și Moldova s-au dus în altă parte decât ar fi trebuit să meargă. Eu nu știu ce măsură termenul de reziliență economică traduce la limba rusă folosit de dumneavoastră, nu trebuie să fie ustoicilor economici. Nu știu dacă, dar eu nu știu care e termenul, care este echivalentul în limba rusă în atunci de reziliență. Sustenabilitate sau durabilitate, dar nici într-un caz probabil că nu înseamnă reziliență. Nu știu dacă are echivalent în limba rusă, dacă deja este aplicat, dar certitudine nu înseamnă
Nu înseamnă istoricile secundare. Poate mai degrabă nedoșnesc, ca un fel. Poate mai degrabă. Nu, sunt și găsească. Domnule, sunt cei care formulează, a? Eu spun și așa șoc, crize, sunt șoc, da. Eu spun și șoc, mergem mai bine. Redepunzi. Și a treia punctul meu, că avem securitate economică, ca să fie o temă distinctă de ceea ce fac, numărarea unor lucrări, să dacă sunt aici, aici, sunt o mulțime, tu sunt acolo, o mulțime din lucrări care au fost publicate, fiecare din componente este separat. În cursul cunoștințelor care au făcut teza din drog, ca de stat, domarea mea și a domnului Vasile Sacovici, un care pe dată, a fost moroș, foarte, foarte interesant. Deci a vrut să facă nouă Augustin Ignatov în trei componente într-o fel cunoscut. A fost să găsească interdependența asta și relațiile sau corelațiile există existente între ei. Ce măsură i-a reușit, nu i-a reușit, trebuie să înțeleg tot absolut încă trână, poate să înaintea și sunt absolut convins că ceea ce nu i-a reușit să ducă până la capăt cercetarea pe care deja o realizat, ajung insistență și precedență ca să duc la defență, le va duce până la capă. Acolo eu am zis că s-au făcut încercări. După cum se întâmplă, să nu pot să nu fii de acord, să nu fii de acord și nu fac multe de la conținuturile expuse aici. Fii măsura în care e influențată, dacă vreți, competitivitatea și reziliența de orice. Din politica fiscală, din financiară, din unitatea muncii, din politica monetară, din factorul mediului, factorul de sănătate, descris foarte și foarte formal, doar ca pare mică. Ele sunt sub formă de opinii, păreri ale autorului, dar fără un argument așa, de discut care să demonstreze, chiar dacă ar fi așa, ar fi așa, dacă nu ar fi așa, ar fi un pic altă. Fac asta și lucrurile de seama, poate nu. Securitatea economică abordată prin prisma eficiență și securității energetice. O constatare foarte frumoasă. Statul poate renunța la unele interese naționale fundamentale pentru a obține energie. Ia spuneți-mi, este relevantă abordarea pentru situația pe care trece acum Republica în 23 ani de zile în termen de securare cu resurse energetice și prețul, plățul, sărăcirea populației totală și alte chestiuni. În cazul nostru, eu nu cred că s-a renunțat la unele interese naționale fundamentale pentru a, pentru a avea acces la resurse energetice. Altceva, e bine sau nu e bine? Alte chestiuni. Situarele europene și realitățile în care noi trecem. Sau performanța instituțională ca eficiență a proceselor. Inclusiv în termen de corupția este scris aici foarte frumos, dar și câteva exemple de reducere mitică, voluca, mărite, mitra asta e fizică sau corupție deficientă, totul foarte interesant, că asta mă început cu el în fiecare zi. Atunci când cândva puteai să mergi la primărie și să dai cele de... Asta nu pentru proces de lua. Dai cele de dar... O, a fost, o, ai și pe internetul, că nu am fost macro, că sunt ceva și ceva. Se deblocau lucruri, deja foarte bine, multe oameni făceau case, construiau un centru oraș, făceau investiții, banii arușeau și video, făceau în buget. Banii arușeau, banii arușeau în bugetul statului, în formă de impozite, de toate blocat tot. Ne-am debarasat de una și am blocat un serie de activități de ordine economic, social și de alge, cum să fii de acord cu chestiunea? O să tot. Sau democrația face și lipsa conflictelor regionale. Tot, aici e jumătate de democrație de pe la războiul din Ucraina, la, la importanța de... Cum poți să nu fii de acord cu faptul că în țările în care președintele domină sistemul politic, este realitate de lucrurile convulsiune. Ce sunt de fapt? Cheltuielile militare sunt mai mari comparativ cu țările unde regimul dominat este cel parlamentar. Nu, nu, categoria, dar să poți să faci la nivel internațional, ca și... Dar nu este atâmpetat statistic, dar sau țările democratice tind să cheltuie mai puțin de domeniul militar decât țările cu regim autoritar. Cum poți să nu fii de acord cu lucrurile astea? Ce se întâmplă acum în Rusia, credeați că regimul autoritar?
din Rusia, tot din Ucraina, înțeles africane, care cum începe la războaiele au provocat și efecte pozitive în rezultate. Nu am dat cum să arăt eu mă dăugat la mine, dar sunt o constatare care au făcut Augustin și eu am plecat un pic în spate. Vor și efecte pozitive în efecte, el o zis că l-a organizat. Sau că democrația duce la evitarea războaielor. Cine nu de acord cu lucrul ăsta? Nu sunt absolut de acord. Democrația, ca unde, în care este exemplul democrației? Relațiile între Federația Rusă și Ucraina sau cu Rusia și Uniunea Europeană au fost destul de datorate în ceea ce înseamnă democrație? Nu. A fost faptul că este un stat autoritar, lipsit de stat de democrație și a făcut să se ajungă la situația care este cu războiul ăsta. Dacă nu era, dacă era alt, el s-a ajungea la discuție, la negocieri, la diplomație, nu, trebuie să facă foarte, și sunt și de alte momente cu care sunt într-o totul de acord cu ele, nu le contestez, dar zic că în continuare va trebui să ele să fie argumentate și științite, că vă gândiți cu care o științe, cu care științite sunt întotdeauna așa, și afirmații care dacă sunt absolut corecte, trebuie să se facă sau referințe la alții care au demonstrat în analize și ce lucrurile astea, sau nici în tomul opinia noastră, dar poate fără acolo. Modelul care este folosit, nu știu, l-ați folosit să continuăm cu tot demonstrat cu relația între factori, între competitivitate, reziliență și securitate economică, sau l-ați făcut în termen de argumentare fiecare component în parte, între unul și doi. Domnul este nu este un model elaborat și propus de Augustin Ignat. Augustin Ignat l-a preluat. Modelul ăsta l-a aplicat în alte situații și l-a folosit pentru a testa sau a argumenta situația cu diferențe de acord cu omul. Sunt indicatori, nu știu, mari indicatori, care l-au luat și ei în acord cu diferențe aprobare, care, pe adevărat, am fost participant la el de 10 ani și am înțeles în pandemie, atunci a fost dar nu sunt pisători doar la noi, doar la lucrurile în contextul. Colaborarea e un desprez cu industriei. Asta este doar unul din 5 indicatori concreți la capitolul inovație și educație și sunt o puțin de alții care sunt la fel de important. Iată, eu am spus că în primul, al doilea și al treilea paragraf de primul capitol, examinat o abordare foarte fără ușor, corectă, argumentată, ce înseamnă reziliență, și securitatea economică. Dar eu aș fi văzut până la capăt, eu așa eram aprins, să văd până la capăt, totuși, cum să ajunge la faptul că să afirmăm o securitate, o competitivitate mai pronunțată, mai înaltă, Republicii Moldova și o reziliență economică mai potrivită, determinată de guvernare proastă, este sunt undeva aici, de altfel, înseamnă o securitate economică mai bună de înduțată. În capitolul 3, unde dacă faceți la unele propuneri de îmbunătățire, sunt corecte și ele. Dar nu le referiți la astea propuneri pentru competitivitate, care se duc la creșterea securității economice, este pentru reziliență. Da, pentru îmbunătățire, competitivitate, reziliență economică, securitate economică, etc. Aici ne sper că vreau un pic altfel de abordat lucrurile. Dar sunt convins că o să le faci în continuare. Este o provocare foarte importantă, foarte interesantă și trebuie pus să mai departe cu și în discutare. Eu am zis că în termen de... Eu nu știu, eu fac că ați început să gândesc în limba engleză sau franceză, nu știu, în Sergeta se vorbește și franceză, și engleză, și germană, și italiană, și limba discutare. Așa? Engleză, apropo, nu le lăsa. Ce interesant. Aș indicator de apreciere a metoda pătrat, nu. Metoda pătrată economică și metoda celor mai mici pătrate sunt lucruri
după mine un pic diferite. Nu cred că undeva am găsit în concluzie la capitolul 1 sau 2, nu cred că era potrivit să întâlnesc un desen figură în concluzie. El este prezent la notare. Mie mi se pare că autorul are dreptul la orice inovație, inclusiv de genul ăsta. Ia până la pagina 32, la Augustin, deschide notarea. Să uite, nu se repetă la frază de două ori la pagina aceea. La mine notare se repetă. Ia uite. Pagina 32. Ați dat-o 2 de sus și 3 de jos. 2 de jos. Eu înțeleg că l-ați... Eu dat sau șterge? E discutat. Nu, vrei că... Da. Da sau nu? Rezultat un lucru... Da sau nu? 3, 4 de noapte. Să repet. Dar nu, nu. Eu spun că asta e domnul unul de așa la cuplu. Dar nici putem să-l avocat să-l... să-l... ștarge de acolo. Nu știu la pagina, nu știu cât, la pagina 69, nu știu, dar mor populația din Comisul Șantor a scăzut în perioada 2020 cu 300.000 de oameni, mă băgat în tabel. Și în tabel a fost scăzut 500.000 de oameni. În tabelul pagina nu ca, după 69, la 40, m-am trecut. La 2.9, la 2.4, l-am scăzut. Am scăzut și am scăzut cu 2.9, 2.4, și m-am scăzut 0.5. Dar cu pagina este indicată cu 0.1. 300.000. Să se grijă. Da. În toate tabelurile care le-ați prezentat, cu investiții, cu numărul populației și restul până la 2026, deci așa de greu să indicați cu planul 24, 25, 26, 27, 28, cu propunerea și de aici. Asta te dă lucrurile. Deci, așa cum sunt dinamică, așa de care l-ați... Practic, este deja o realitate lucrurile astea. Nu am indicat. La tabelurile care sunt cu banii 27 și 26. Constatarea dumneavoastră ca și semnificația lucrării, ca stabilit dependența securității economice de competitivitate și reziliență economică, trebuia să fie aici. Respectiv, a scăzut securitatea economică a țării Moldovei, de cauza lui Guvernul Dragă. Dar se constată că nu au intervenit schimbări în termen de competitivitate și de reziliență economică. Bine, și eu am mai făcut cu tot parcurs. N-am auzit niciun loc, nu folosesc calitatea mea de știință, ședință, să mă fie și nu am văzut în aviză prezentată nicio referență la ultimul paragraf de lucrare, care ține de relațiile Republicii și Moldova cu Uniunea Europeană. Iată, ele sunt prezentate și destul de interesante, evolutive, și tot planul 1995 până în anul 2023, acolo încercați să faci lucrurile cu declarații care spun că Republicul Moldova merită și merită lucrurile că s-a făcut referință la faptul că deja s-a acceptat inițierea negocierilor de declarare. Da sau nu? Este notat. În lucrare, este indicat că este. Procesul de accelerare. Totul este foarte, totul este, cum zic, foarte frumos, corect, bine, frumos. Doar că eu aș fi curs și mă recomand cu tot. Să faci o analiză a acestor relații în termeni de competitivitate, ca și ei când trebuie de Moldova, în termeni de reziliență economică. Ei sunt mai bine, categoric, pentru dacă nu erau relații noastre bune cu Uniunea Europeană în ultimii 2 ani de zile, că nu era propriu, că țara a scumpat populația în cercată mare de Uniunea Națională, trebuie jos guvernare, jos statul și face mai de umire. N-am niciun dubiu lucrul ăsta. Dacă nu era o, în termeni de reziliență economică pentru statul. Fără subsânde financiare enormă, de copii, sub formă de grantul, sub formă de detalii, sub sociale, ca și relații mă văd până dată. Lucrurile în termen de rezidență se duc în fondul respectiv. Eu aș făcut ca paragraful ăsta să prezinte o analiză a efectelor pe care le poate genera eventuala aderare Republicii Moldova în Uniunea Europeană, bine, și pentru calcul din Rusia, de asociere și partenerii, așa cum spune tema. E bine,
că este foarte clar. Se vede că am ales un titlu în contextul ăsta. Am luat astfel. La urmă să fim declarat așa. Oamenii, doriți mai multă politicitate, doriți mai multă rezervă, doriți mai multă securitate, inclusiv economică. Se dează. Politice, politică nu este economic. Are consecințe economice, dar este o element de securitate politică a Rusiei. Dacă îi doresc toate împreună, mergem pe calea integrării europene. Iată, eu am demonstrat științific lucrul ăsta. Dar trebuie un pic înapoi. Hai să nu ne-ai dat propunerea la guvern, așa cu statul din direct, dreptul creștere 375 milioane de dolari de la apărut în temă zonă la țări, după țări. Poftim, nu știu ce măsură face pe cuantificată. Percepție statul de drept 10%. Abordarea este interesantă. Abordarea este interesantă, dar nu știu cum să la evaluăm. O, e vorba despre percepție, probabil, că o statul de drept, nu știu să am de drept, așa nu e, cum am creștat zi. Nu e, nu e poate fi cuantificat. Apreciază 10 puncte, atât de 3, trecem 20 la 20 puncte de evaluanță, de mă crește cu 375 de milioane a popoasă. Nu știu, interne, nu trebuie să se pasă pe tot. Vorbim, mi s-a părut că mutare, mai mult mi s-a părut că e o creștere a fost chiar drog, ca de locutor cu 75 de milioane. Așa, da. Ați văzut că sunt mai mult de milioane. Vedeți că eu vreau să vă zic că o cea mai mare plăcere am cu cunoștință că sunt procese de lucrări, care este prezentă indiscutabilă element de noutate științific, în măsura în care avem o totul la o abordare de cele care au primit în literatură, sunt care au fost supuse unor investigații la anterior, aici, în Republica Moldova, dar nu doar, cu cercetările are o importanță practică și aplicativă, chiar dacă se merge cu acest model, demonstrat că putem avea chestii foarte bune pentru economia țării, înseamnă că ele pot fi care pot să aibă și o importanță practică. Și la fel de important este și faptul că ați generat noi idei care pot fi continuate cercetările pe care le face dumneavoastră, pot să facă alte persoane care ați putea să apărăi deja activitate de drumul sau primier sau de altul. Eu vă susțin între totul de opiniile membrilor misiei noastre care vă putadiză la acest lucru și voi subține ideea de a spune acest nou tip de doctor în știință economică și lasă care are o stanță cu unul deci, mai departe, procesul de votare nominală și întocmirea procesului verbal privind rezultatele votării. Aici avem o doamnă al doctor Stradam, mi se pare că... Nu-s aici. Nu-s aici. Nu știu, înainte să-i cerea ca să facem lucrul ăsta, în prezența sau în lipsă, pretendentul. Eu cred că nu lipsă. Da, nu ieșim. Nu ieșim. Rămân doar un mie de consultat, dacă nu vă spărați. Nu, nu, nu. Transparență, transparență, dar... Mați colegi, vreau să vă informez în urma procesul de evaluare a noutății științific și valorii practice, gradul de noutate, evaluare științific și practică, rezultate științific s-a ajuns la evaluare, la calificativul de evaluare tezică, fiind unul ieșire. Un an. Dau știri procesul de valoare privind rezultatele noutării, membru Comisiei de Sfântul Publică la ședință de susținere a tezii de lucrare domnului Ignatiu Augustin, cu tema creșterea competitivității rezidenței economice, Republicii Moldova cum ca factor de consolidare a securității economiei naționale. Au fost prezenți la vot 5 membri de comisie de doctorat, pentru conferirea titlului științific de doctor în economie, s-a votat pro 5 membri de comisie, contra 0 membri de comisie, pentru atribuirea calificativului general al tezei de doctor excelent. Pro 5 membri contra 0 membri a inimii. În felul ăsta, prin decizia comună a membrilor Comisiei de Instituțiune Republica Teze, în baza celor indicate mai sus, membrii Comisiei de Doctorat au decis
conferire titlul științific de doctor în științe economice la programul de doctorat 5.1.02 Economie Mondială, Relații Economice. Dar domnul meu, mulțumim la tot. A solicitat confirmarea deciziei Comisiei de Sustenere Publică de către Senatul ASEAN și înaintarea tezii de, și dosarul domnului NATO o înscrie validarea deciziei Comisiei la Agenția Națională de Sigurare a Presei, Comunicații și Cercetare. Sunt anexate toate voturile membrilor Comisiei, așa cum a fost confirmat, senatorul și nu știu ce. Vreau să permiteți în numele dumneavoastră tuturor să apreciem în întregime din parte din corpul de curs de august în NATO de evaluare acestei teze și să felicităm cu conferirea titlului științei din Europa de științe economice la Societatea de Felicitate, care urmează să fie validată această decizie de către Senatul ASEAN și și spune-mi la voastră de nou aprobarea procesului de verbal. Aici scrie așa, este ședinile comisiei de citire deciziei comisiei de susținere publică la procesul de drapă de locație așa în toate, pe care membrii comisiei prin aprobă, prin vot deschis. Deciziile se consideră la asta. Vrei să vreau amintat o comisie de procesul de drapă, amintat de mărbăm de scâmbă. Comisiunea Ministerul noastră muncește mai departe, noi nu știm ce obiectiv, ți-ai propus tu și de să ajungi prin indiciu, și din prițar, de vechiul la semn. Poate postul ăsta nu vei vine mai din mersul către ziul vacan. Noi îți dorim succes. Stimați colegi, dacă nu sunt obiecte, nu ne-am propune sugestii, eu consider, nu, sunt în țin. Da, nu poți să spui ce ai început înainte de acest teză. Domnul Nehru, doamnă. Eu eram vreodată la secție, ce eu orice. Doamnă profesor, doamnă profesor. Eu vă sunt recunoscător de ne-fac inima pentru feedback, recomandări, pentru oportunitatea de a fi astăzi astăzi. Sunt profund recunoscător pentru timp, pentru atenție, pentru sugestii și sunt foarte bucur. Sunt extrem de bucur. Sunt extrem de bucur. Familia de atenție, te-ai